Bună seara, doamnelor și domnilor, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Începe jurnalul TV Buzău. Colegul nostru, Laurențiu Păun, care și-a pierdut viața la datorie în timp ce filma urmările unui accident rutier, intră de mâine în Galeria Cetățenilor de Onoare ai orașului Buzău. Este un gest de apreciere a omului și profesionistului care a plecat mult prea devreme dintre noi. Alături de Laurențiu, alți doi jurnaliști buzoieni, Elena Popescu și Ionuț Barbu, vor fi declarați cetățeni de onoare. Ei au pierit tot la datorie în explozia de la Mihăilești de acum 10 ani. La aproape lună de la dispariția lui Laurențiu, la inițiativa unor jurnaliști din presa locală, primăria a luat hotărârea să-i acorde post-morte în titlul de cetățean de onoare. Laurențiu Păun merită cu prisosință această distinție pentru că a murit la datorie în timp ce filma pe un câmp, fiind din păcate spulberat de un autoturism scăpat de sub control de un cetățean italian. Proiectul de hotărâre prin care îi se va conferi acest titlu va fi supus aprobării consilierilor locali care se vor întruni mâine în ședință. Primăria, aparatul de specialitate, colegii au decis că acest operator al televiziunii locale merită să îi se acorde titlul de cetățean de onoare pentru sacrificiul pe care l-a făcut în scopul redării realității din teren. Alături de Laurențiu Păun, alți doi jurnaliști care au murit la datorie vor fi declarați cetățeni de onoare ai Buzăului. Este vorba despre Elena Popescu și Ionuț Barbu, care au pierit în urmă cu 10 ani, în urma deflagrației de la Mihăilești.